Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți organizează selecție prin încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice pentru ocuparea fără concurs pe durată determinată a unor posturi vacante de execuție. Contractele nu vor putea depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți organizează selecție în vederea ocupării temporare fără concurs pe o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Prin încadrare directă cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele stabilite în fișa postului. Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți organizează selecție în vederea încadrării directe fără concurs pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 30 de zile de la încetarea stării de alertă, pentru trei funcții de subofițer operativ principal la grupele de supraveghere și intervenție din orașele Strehaia, Orșova și Vânju Mare. Cererile de înscriere se pot depune la sediul Jandarmeriei Mehedinți până pe data de 23 octombrie, iar dosarul de candidat trebuie depus în volum complet până pe data de 9 noiembrie la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. Mai multe relații se pot obține la Serviciul Resurse Umane sau pe pagina noastră oficială www.jandarmeriamehedinți.ro. Candidații selectați trebuie să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu.